Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, aș vrea să vorbim un pic despre parcări, despre prețul lor și despre paradoxul neocupării locurilor de parcare dacă sunt pe bani, cam oriunde. Adică, îmi pare rău, știu că nu e opinie populară, și dar... dacă nu sunt pe bani, se parchează iurea. Îți dau ne zi tu că după aia zici eu. Păi nu de, corect, nu de corectitudine, ci de absență sau prezența lor, pentru că știu că asta e opinie populară, dar toată lumea se plânge că nu există locuri de parcare până când cineva pune taxă pe ele. Și atunci, brusc, îmi pare rău să spun, apar o grămadă. Deci, bun, acum vorbim despre situația din Mamaia, unde a fost reintrodusă taxa de parcare. Primăria Constanța a reintrodus taxa de parcare în stațiunea Mamaia. Începând cu data de 1 mai, ajunge la 94 de lei, deci nu 24, 94, aproape de 100 în 24 de ore. Pe zi. Pe zi, da. Cam aproape 100 vest. De lei pe zi. Cam vest. Taxa asta de parcare din Mamaia era, pe vremuri, era o taxă de intrare, aia lui Mazăre. Da. Care a fost teribil de nepopulară, nu știu. Taxa de stațiune. Da. Da. Acum este această taxă de parcare, Mamaia foarte aglomerată în sezon, știm prea bine, măsura foarte controversată, unii constanțeni se plâng, spun că astfel sunt alungați turiștii. Cu mașini. Din Mamaia. Da. Scuzați-mă, dar... pe mine asta mă miră, adică Mamaia este o stațiune foarte scumpă. Noi ne mirăm cum se duc acolo oameni care cheltuiesc atât de mult totuși. Adică dacă poți să te duci să cheltuiești, nu știu cât e, cât mai e hotelul, că am mai stat de 30 de ani în Mamaia, da. Bine, nicio, da, acum, na, e cam totdeauna. Mii de euro în Mamaia pentru o vacanță, serios. Nu neapărat. Adică poți să te duci în Constanța Nord, acolo, Mamaia, și cu bani mai puțin. Adică nu toate, nu toate locurile sunt lux acolo. Sunt locuri, da, de lux, okay, dar sunt și... bine, poate nu știu eu. Primăria spune că, de fapt, încearcă să descurajeze aglomerația auto în stațiune mai asta degrabă decât să încaseze bani. Adică, da, dacă intri cu mașina Mamaia, ok, și vrei să stai cu mașina Mamaia, atunci trebuie să plătești. Mai bine găsești altă soluție. Nu știm care ar putea fi altă soluție. În fine, mai clar, situația e următoarea. Deci, între 1 mai 15 septembrie, sezon, cum ar veni, cât de cât sezon, în Mamaia se va plăti pentru parcare non-stop, adică și ziua și noaptea, prețul 4 lei pe oră, 94 de lei pe zi, pentru că prima jumătate de oră e gratuit. Ah. Deci, când să scoți bagajele, se reduce în camera de hotel, bravo, aia e gratis. 5 zile în Mamaia, aproape 100 de euro, 470... de lei. Deci, bine, mult puțin, puteți să ne sunați dacă vreți, 037-2069-599, să vorbim despre asta în mod special. Voi să zici ceva, Luca? Da, sigur că ar trebui ca autoritățile locale să pună la dispoziția turiștilor o parcare de asta, cum sunt la noi, la marginea Bucureștiului, goale, ce-i drept. Aha! În care oamenii, iată, să poată, ok, să-și ducă bagajele la hotelul din Constanța, să lase mașina acolo, să parcheze la un preț modic, da, în afara sau la marginea orașului. Păi te mai plimbi tu cu mașina prin Mamaia. Și păi te dacă mai vrei să te plimbi cu mașina prin Mamaia, plătești 100 de lei pe zi parcare, adică mi se pare fair. Interesant e că propunerea inițială era de 7 lei pe oră. Dar Consiliul Local a considerat că totuși e prea mult, tariful a fost redus la 4 lei pe oră. Nu există alternative precum abonamentul de o zi, cum înțeleg că se întâmplă în alte orașe. Adică cine scrie... E cum nu era asta, cu 90 ceva de lei pe zi? Păi nu, asta a calculat Vlad cât face ori 24 de ore. Da, adică, de exemplu, înțeleg că în Brașov, așa scrie o gazetă, cred că Adevărul scrie, în Brașov, ora de parcare costă 3 lei, presupun că în centru, dar pentru 24 de ore plătești doar 24 de lei abonament pe o zi. Confirm. Și nu 72 de lei. Da. Așa e. Da, în Mamaia nu. Mamaia, ai venit în Mamaia, asta e, înseamnă că ești, are banul pe tine și plătești cât e acum. Da, sigur că tarifele sunt mari, dar mi se pare mie că și românii au o împotrivire îndârjită la ideea de a plăti parcarea, și asta se vede nu doar la Mamaia, ci și la București și poate și în alte orașe. Adică, Republica scrie că anul trecut, de pildă, în zona litoralului, care e administrată de primăria Năvodari, unde nu se plătește taxe de parcare, era plin de mașini, în timp ce la Mamaia mai erau locuri libere. Și aș vrea să spun că și în București, în centru, de când e 10 lei pe oră parcarea, în zona 0, cum ar veni, bă, găsești mereu locuri. Serios. De unde înainte erau parcați claie peste grămadă și pe trotuare, acum mai găsești locuri în centru. Corect. Dacă ți-asumi să plătești, ai treabă 2 ore, 3 ore undeva, plătești 30 de lei. Și, și în București, de exemplu, parcările subterane din centru, la universitate, la Inter, parcările alea de acolo, ele sunt și la Unirea. Sunt mereu aerisite, adică nu există să nu găsești loc acolo. În timp ce în jur, bun, acum de când e pe bani, și în jur nu găsești, dar înainte chiar nu era pe nicăieri. Deci ce-i făcut, ce credeți că e de făcut cu atitudinea asta?
De genul să ne dea locuri de parcare, dar să fie gratis. Nu ne asumăm costurile. Uite că avem telefoane. 0372069599. Aline, cu noi, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Da. Da. Neata, neata. Știi cum e? La noi, la români, noi suntem obișnuiți, bă, cât se poate să fie gratis. Ei, e o mentalitate care trebuie să o schimbăm. Adică, gratis nu e rău, atâta timp cât nu se plătesc costuri în altă parte, știi? Că de obicei gratis e exact, foarte rar să fie cu adevărat gratis. Dar pe de altă parte, primăriile au început să profite pe chestia asta, știi? Adică, cum ziceați voi, să dai 94 de lei în Mamaia, parcă ați spus. Da, Mamaia. E foarte mult. Dar eu dau exemplu Clujului. Adică, parcările acestea ar trebui să se facă pe zone. Ok, vrei să mergi să parchezi mașina în centru, plătești mai mult. Vrei să o lași un pic mai spre periferie, plătești mai puțin. Cred că lucrul ăsta ar fi cel mai rapid. Dar să pui 94 de lei, taxa, indiferent că ești în centru sau ești la periferie... Nu, e în Mamaia. În Mamaia e toată un centru, nu poți să spui că nu e. Acum, am prieteni care locuiesc în Italia, în marginea Romei, și care nu-și permit să intre cu mașina în centrul orașului. Pentru că se plătește taxă de acces în centrul orașului. Uh-huh. Și dacă mă duc vreodată la unul și trebuie să ne vedem, ok, ne vedem, vin cu metrou, să vin până undeva, lasă mașina într-o parcare publică și după aia nu pot să vină cu mașina până în centru. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț! Neața! Bună dimineața! Am fost de curând în Constanța și în zona 0, în orașul Constanța, parcarea este tot 4 lei pe oră. Deci nu este numai în Mamaia, asta vreau să precizez. Deci inclusiv în Constanța, în zona 0, în zona de paleză, parcarea este 4 lei pe oră. Bun, în principiu situația e diferită. Stai puțin, situația e diferită față de turiști. Că tu dacă ești localnic, ești constanțean, poate ai treabă în oraș, în centru. Și te duci, stai nițe, lasă-mă să spun și eu ceva. Te duci și lași mașina o oră, două. Dar omul care vine la mare în concediu vine o săptămână, să zicem, cu mașina. Deci nu poate să evite plata peste noapte. Și acum te ascult. Da, da, soluția este ca în toate stațiunile din lume, hotelurile să aibă parcările proprii și să ofere. De exemplu, când faci o rezervare pe Booking, poți să bifezi dacă alegi un hotel cu parcare proprie sau stai și cauți pe acolo prin stațiune după locuri de parcare. Da, dar sunt insuficiente să ofere parcările locuri de parcare incluse. Da, dar sunt insuficiente parcările la hoteluri la mare din totdeauna. Toate hotelurile construite pe vremea comunismului și clădirile construite pe vremea comunismului nu prea aveau locuri de parcare. Erau câteva așa simbolic. Și în Occident, cum spunea el, cele mai multe hoteluri îți oferă parcare contra cost. Da. Usturător cost. Adică tot cam așa sunt 20 de euro pe zi în Italia, în Spania, Franța. Dacă ți oferă. Sau dacă ți oferă, da. Ce, avem o parcare publică, nu faci decât 10 minute până acolo. Parcare gratuită la un hotel din oraș, n-am mai văzut de mult. Da, foarte rar. Nicu, bună dimineața. Salut, Nicu. Bună dimineața. Vreau să vă spun că, așa cum știți și voi, sunt și orașe unde lucrurile stau poate mai... Orașe nu neapărat din România. Am fost la Londra acum câțiva ani și m-am bucurat că am găsit un stejor ieftin cu avion, cu tot și cu cazare. Da. Dar am plătit mai mult pe parcarea și bineînțeles am găsit și un rent foarte avantajos, un rent pe car, dar am plătit mai mult parcarea mașinii pe perioada acelui stejor decât întregul pachet pe care l-am găsit. Eu sper că tu nu te-ai dus în Londra ca să mergi cu mașina, că în Londra poți să mergi cu autobuzul și cu metrou, este probabil cea mai dezvoltată rețea de transport public din vestul Europa. Din Europa. Uite că cel care mi-a vândut pachetul respectiv ne-a introdus și acel rent-a-car în pachet. Practic, de aici a apărut momeala. Da. Nu, n-are rost. Adică nu te duci pentru experiență. Poate dacă vrei, stai o zi în Londra și după aia pleci prin țară să vezi. Da, da. În astfel de orașe. Aici e altă problemă în București. Că fără mașină te descurci destul de greu, din păcate. Am vrea și noi o rețea de transport public sau măcar piste de biciclete peste tot ca să putem să ne deplasăm. Și atunci ar fi poate mai puține mașini. La cât sapă, cred că au făcut încă 14 linii de metro și noi încă nu știm. Se sapă să-i dea apă caldă lui Luca. Bravo, foarte bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.